Moaștele Sfinților Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei au fost duse în pelerinaj ieri seară în orașul suedez Buros, în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, preasfințitul Părinte Episcop Macarie și preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul au săvârșit aici slujba vecerniei. Cei doi erarhi au înălțat rugăciuni de mulțumire astăzi și la paraclisul episcopal din Göteborg. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord și preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Paraclis Episcopal, Pogorârea Duhului Sfânt și cinstirea icoanei Maicii Domnului, Potirul Nesecat, din Göteborg, Suedia. Vă mulțumim pe de o parte pentru această binecuvântare, iar pe de alta pentru că ați adus harul sfinților noștri martiri și mărturisitori năsăudeni. Dacă noi nu avem acest mare dar de a purta pe brațele noastre moaștele lor, fiindcă ele au rămas sub glia noastră străbună pe locul în care au fost martirizați, îi purtăm pe Sfinții sudeni în inimile noastre, iar ei ne poartă în rugăciunile lor. Și mi-am dorit foarte mult să ajungem și aici, la Göteborg, dar și în mica bisericuță dedicată acestor sfinți martiri și mărturisitori ai neamului nostru, care au odrăzit în părțile noastre natale și pe care îi numesc și îi numim noi toți cei care simțim gravnicul lor ajutor, simțim înghierea lor, simțim cum ei pun umărul în purtarea crucii vieții noastre și pe drept îi numim cei patru sfinți evangeliști din țara Năsăudului, care nu au scris Evanghelia Mântuirii cu condeiul, ci cu sângele lor martiric. Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul a vorbit la rândul său despre bucuria de a descoperi comunitățile de români din Suedia. Mai îngăduiți un moment mulțumindu-vă pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o, invitându ne în acest pelerinaj aniversar de suflet la împlinirea a 15 ani de slujire misionară în Ținuturile Scandinave. Zic pentru că liturgia de astăzi înseamnă pentru noi momentul de sfârșit, ne întoarcem acasă. A fost un contact nemijlocit cu tot ceea ce înseamnă viața bisericească aici în parohile Episcopiei Europei de Nord, în cele câteva importante pe care am avut șansa să le vizităm și un contact nemijlocit cu păstorii sufletești, cu preoții acestei episcopii și cu credincioșii dumneavoastră. Și am găsit o atmosferă foarte călduroasă, o atmosferă plăcută, apropiați unii de ceilalți, zicem credincioșii de preoților, iar preoții de episcopul lor și episcopul lor, de preoții și de credincioșii săi. La final, preasfințitul Părinte Macari a oferit dulciuri copiilor prezenți la slujbă. Mâine, racla cu sfintele moaște cu cuvioșilor sihaștri va ajunge în prima parte a zilei în parohia acoperământul Maicii Domnului din Ion Shopping, după care se va îndrepta spre paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Aici va fi oficiată privegherea în cinstea ocrotitorului Episcopiei Europei de Nord, Sfântul Apostol Andrei.